Bună dimineața tuturor! Ne aflăm astăzi în Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Voluntari. În data de 17 aprilie, Biserica Ortodoxă prăznuiește intrarea Domnului în Ierusalim. Suntem în duminica a șasea din postul Paștelui, Duminica Floriilor. Suntem întâmpinați în biserică de Părintele Rădulescu Gheorghe. Săruna, Părinte! Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Iată-ne, într-adevăr, cu o săptămână înainte de învierea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Astăzi prăznuim o sărbătoare cu totul și cu totul deosebită. Și anume intrarea Mântuitorului în Ierusalim ca un împărat. Pentru că am văzut cu toții că în momentul în care a intrat în Ierusalim, toată lumea îl întâmpina cu ramuri de finic, cu haine, cu bucurie mare, puneau chiar hainele sub asinul său ca să treacă peste ele. Și iată, deși astăzi este întâmpinat ca un împărat, nu trece mult și vedem că va fi prins, va fi judecat, va fi batjocorit și va fi răstignit și îngropat. Dar pentru a înțelege mai bine această sărbătoare a Floriilor, trebuie să ne uităm un pic, să vedem în Sfânta Scriptură despre ce, cum s-au derulat lucrurile și de ce Mântuitorul Iisus Hristos a fost atât de bine primit în Ierusalim. Oricum, peste tot unde intra Mântuitorul Iisus Hristos, era primit de foarte multă lume și mereu era înconjurat de foarte multă lume, pentru că în cei 3 ani de activitate am văzut că a îndeplinit dorințele tuturor. A vindecat pe cei morți, a înviat pe cei morți, a tămăduit pe cei bolnavi, a dat, ai văzut, lumină ochilor orbului. Deci a făcut niște minuni care nu mai fuseseră făcute vreodată până la el. Și mai ales, mulți veneau doar ca să asculte cuvântul său cel dumnezeiesc, pentru că toți erau vrăjiți de învățătura sa și cu toții așteptau și îi sorbeau cuvintele. Și de aceea mulți îl înconjurau peste tot pe unde mergea. Dar acum să ne uităm. Deci suntem cu o săptămână înainte de Paște, cu 6 zile înainte de Paște. Și Mântuitorul Iisus Hristos le spune ucenicilor că vrea să meargă să mănânce Paștile la Ierusalim. Da? Le spune ce au de făcut și cu o săptămână înainte am văzut în Sfânta Scriptură cum Mântuitorul Iisus Hristos îi pregătea pentru lucrul acesta. Și le spune că iată, voi fi prins, voi fi judecat și voi fi răstignit pe cruce, dar stați liniștiți că a treia zi voi învia. Pentru ucenici era greu să înțeleagă lucrul acesta, pentru că văzând cât de mult este iubit Mântuitorul de toată lumea pe unde mergea și era aclamat peste tot și toți veneau să-i ceară ajutorul, era greu de crezut că va fi prins, va fi judecat. Într-adevăr, Mântuitorul Iisus Hristos avea mulți dușmani, pentru că am văzut saducheii, fariseii, învățații, cei care credeau că Mântuitorul Iisus Hristos a venit ca să lepede Vechiul Testament, să lepede legea și astfel să le schimbe legea. Dar Mântuitorul Iisus Hristos le spune de fiecare dată că n-am venit să schimb, ci am venit să împlinesc legea, pentru că eu sunt cel despre care se vorbește în proroci. Și iată-l, cu 6 zile înainte, merge înainte de a intra în Ierusalim, merge la o familie foarte dragă pe care am văzut-o de multe ori în Sfânta Scriptură și avem multe povestiri. Adică la surorile Marta și Maria, cele care îl primeau de fiecare dată cu mare drag, și fratele lor, Lazar, am văzut că fusese înviat a patra zi din morți. Mântuitorul Iisus Hristos am văzut că a înviat imediat cum a murit pe fiica lui Iair. Da? Zice, lasă-l pe învățătorul, nu-l mai chema pentru că a murit fiica ta. El merge după ce vindecă femeia care avea scurgere de sânge. Și ea chiar era nerăbdător și zice, dacă tu te-ai fi grăbit, poate cine știe, o mai primea în viață, o mai prindea în viață. Iar el zice, crede numai și ai să vezi ce se va întâmpla. O ia de mână, cheamă sufletul înapoi și o dă vie familiei. După aceea am văzut fiul văduvei din Iair,
care era mort deja de 3 zile și îl ducea pe groapă, la groapă, și Mântuitorul Iisus Hristos îi se face milă de el și îl învie. Dar avem și această minune a lui Lazar, care deja începuse să se strice, ne spune Sfânta Scriptură, era deja îngropat. Și Marta și Maria chiar îi spun, dacă tu ai fi fost aici, lucrurile acestea nu s-ar fi întâmplat. Atunci Mântuitorul Iisus Hristos, care era înconjurat de foarte multă lume, zice, crede numai, arată-mi unde este pus. Și intră în groapa, în peștera în care era zidit și îl scoate de mână afară și îl dă familiei lui. Iată, atunci era foarte multă lume, pentru că încă nu se terminase procesiunea aceasta de... Ai văzut când înmormântezi pe cineva drag, 3 zile ai văzut, stai, te pregătești, apoi este masa care se pune pentru toată lumea, dar rudele, prietenii mai rămân ca să îmbărbăteze pe cel care a avut această pierdere. Și așa erau și acolo în satul surorilor Marta și Maria, multă lume. Și când Mântuitorul Iisus Hristos merge spre mormânt, vedem că foarte multă lume era alături de el. Da? Și iată, după ce l-a înviat, tot înainte să intre în Ierusalim, merge să ia masa la Marta și la Maria și la Lazar. Și auzind că Mântuitorul Iisus Hristos vine acolo, foarte multă lume a venit ca să vadă. Să-l vadă pe Iisus, dar ne spune Sfânta Scriptură să-l vadă și pe Lazar, cel care fusese înviat. Cea mai bună cale de a recunoaște cineva este să-i arăți fapta. Că teoria e teorie, știi? Practica este practică. Și astfel, după ce au mâncat acolo, vedem că la masă vine Maria și știm că cele două surori, Marta se pregătea de punea masa și gătea foarte mult, Maria stătea și asculta cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos. Și chiar îi zice Mântuitorul, zice, Marto, Marto, la multe te grăbești să le faci, multe faci, pentru multe te obosești. Pe când Maria și-a ales partea cea bună. Și iată, Maria ia un vas de mir și îi spală picioarele și șterge picioarele cu părul ei. Și Iuda Iscarioteanu, cel care avea să-l vândă pe Mântuitorul Iisus Hristos, zice, pentru ce s-a făcut această risipă de bani? Mai bine ne dădea nouă banii și puneam la cutia milei. Știi că el avea cutia milei și ne spune Sfânta Scriptură că el mai punea mâna pe acolo. De aceea a fost și veriga slabă când l-a vândut pe Mântuitorul Iisus Hristos, s-au dus direct la el și i-a zis, uite, îți dăm 30 de arginți, dă-ni-l pe Mântuitor, dă-ni-l pe Învățător. Și lumea, după ce a stat acolo, cu toții au intrat în Ierusalim, da? Și a fost primit cu fală mare și de locuitorii din Ierusalim, dar și cei care veneau odată cu Mântuitorul Iisus Hristos să intre în Ierusalim. Vedem că Mântuitorul Iisus Hristos astăzi, de flori, la intrarea în Ierusalim, putea să aleagă o intrare triumfătoare, putea să intre pe un armăsar, putea să vină cu o caleașcă, asemenea unui rege, a unui împărat, a unui biruitor, a unui învingător. Dar totuși a folosit o altă cale, un alt fel de a pătrunde în cetatea Ierusalimului, și anume a venit călare pe un asin. Smerit pe un asin. Aceasta poate fi o învățătură foarte importantă și pentru noi în ziua de astăzi. O învățătură care ne îndeamnă să fim smeriți, să ne uităm în jurul nostru și să conștientizăm faptul că nu avuția, nu haina, nu vehiculul cu care mergem este acela care într-adevăr contează. Da, dar trebuie să ne gândim că așa spunea și în proroci. Iată, va veni împăratul vostru smerit pe mânți de asină. Era pregătită calea aceasta. Dar totuși nu trebuie să ne gândim că a intrat așa în Ierusalim. Totuși a intrat triumfător. A intrat ca un împărat. Da. Numai că trebuia să ne arătă că el a venit să slujească, nu să fie slujit. Am văzut că înainte a spălat picioarele ucenicilor. Nu? Mai înainte i-a certat pe fiii lui Zevedeu, pe Iacov și pe Ioan, și a zis cel care vrea să fie, când ei ceruseră să fie de-a stânga și de-a dreapta la judecată, a zis cel care vrea să fie vouă înainte, să fie primul, să vă fie vouă slugă. Și câți dintre oamenii importanți astăzi, la un eveniment triumfător în care ei trebuie să strălucească în fața oamenilor, preferă să vină cu un vehicul mai smerit
și nu să se etaleze în adevăratul sens al cuvântului. Ei, ne gândim că Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, era Dumnezeu. Era deja cel pe care noi îl slăvim și îi aducem ode și osanale și ne rugăm lui. Înțelegi? Mântuitorul Iisus Hristos n-a dat mândria asta pe care o avem noi personală. Noi, pentru fiind mici, fiind mărunți, când ajungem într-o funcție mare, pentru a arăta că vai de mine ce puternici sunt, trebuie să venim în lucruri de-astea, în mașini, în glumești, înțelegi? De că Mântuitorul Iisus Hristos era deja Dumnezeu adevărat, Dumnezeu cel nemărginit. Putea să facă o minune și să ia o rachetă din zilele noastre, să vină cu racheta. Ai văzut că eu manea, zice, nu mai am mașină, mi-am luat rachetă sau nu știu ce. Oamenii mici trebuie să aibă pe lângă ei lucruri mari. Da, înțelegi? Să compenseze. Când luau, oamenii mari n-au nevoie de lucruri mari, că sunt ei mari prin ceea ce fac. Și de aceea vin pe lucruri mici. Dar să revenim la zilele noastre. Nu de astea, că astea cu mașini, cu astea, cu oameni care se dau ceea ce nu sunt și se ascund în spatele unei funcții crezând că sunt nemuritori. Am fost și am împărtășit săptămâna aceasta pentru că sunt multe azile și sunt multe cămine de bătrâni. Nu știu de ce s-au mulțit așa multe, că copiii ar trebui să aibă grijă de părinți. Dar la noi, cred că suntem singura societate unde, cum a făcut, l-ai dat și să fie în cămin. Și ne-am dus acolo și chiar îmi spunea, era o femeie care a venit, care nu știa de ea nici măcar cum o cheamă și ce a fost mare directoare Ministerul de Externe. Îți dai seama, am împărtășit și miniștrii care erau pe vremea lui Ceaușescu, dădeau cu pumnul în masă și se dărâma un județ. Înțelegi? Și acum nici nu știu ce e cu ei. Iată că degeaba încercăm noi să fim mari și să ne înconjurăm de lucruri mari, că tot mici ajungem înaintea lui Dumnezeu. Dar să revenim la zilele noastre, la lucruri mai bune. Ai văzut că ieri, aseară, am avut procesiune în centrul Bucureștiului. Și nu numai în București, în toate orașele, am ieșit toți preoții cu credincioși, cu frunze de finic, cu icoana intrării Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim, tocmai pentru a ne arăta bucuria venirii Mântuitorului Iisus Hristos triumfător ca un împărat. Și astăzi, după slujbă și la noi în orașul voluntar, știi că de vreo 12 ani, al 12-lea an deja, avem obiceiul să ieșim cu icoane și cu frunze de finic, să dăm conjurul parohiei ca să vestim intrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. Și de asemenea, astăzi se mănâncă pește. Știm că în postul acesta doar de două ori se mănâncă pește, fiind un post foarte, foarte, foarte dur. Dar bucuria aceasta a intrării împăratului ceresc în Ierusalim, Ierusalim simbolizând templul Ierusalimului, nu neapărat în oraș. Iată, ne dă bucuria aceasta și trebuie să știm că intrăm începând de mâine în cea mai grea perioadă, perioada patimilor, în care vom avea în fiecare seară, vom avea denie specială. Joi seara o să fie cele 12 evanghelii, pentru că simbolizăm răstignirea, judecata și răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos. Vineri dimineață scoatem Sfântul Epitaf, care simbolizează sicriul Mântuitorului. Apoi facem prohodul vineri seara, ceea ce simbolizează ducerea spre mormânt și înmormântarea Mântuitorului Iisus Hristos. Iată, vine o săptămână cu totul și cu totul deosebită, o săptămână în care ar trebui să ne lăsăm toate cele lumești și să ne rugăm Bunului Dumnezeu să primim aceste patimi ca și cum ar fi ale noastre. Pentru că numai astfel putem să ne bucurăm în noaptea de înviere și să strigăm din tot sufletul Hristos a înviat. Totodată, astăzi, cu prilejul intrării Mântuitorului nostru în Ierusalim, în Biserica Ortodoxă, atât română cât și la nivel panortodox în toată lumea, se sărbătorește și ziua de nume a celor ce poartă nume de flori. De flori, da. Și pe această cale chiar le spunem la mulți ani tuturor ce poartă acest nume. Da, nume. Avem foarte mulți care poartă numele primăverii, cum s-ar zice, ale florilor. Și chiar avem pe cel care, iată, ne-a facilitat această oportunitate de a intra în casele tuturor prin televiziunea Metropola. Și vreau să-i zic și eu, să-i zicem domnului primar la mulți ani, pentru că îl cheamă Florentin și e zi de sărbătoare și pentru el și pentru toți cei dragi ai noștri. Și de aceea vă urăm tuturor la mulți ani și să vă bucurați de această importantă sărbătoare creștină-ortodoxă a noastră.
Vă mulțumim pentru frumoasele cuvinte. Dragi credincioși, acum vom asista împreună la Sfânta Liturghie. Doamne ajută!